Bună seara! E luni, ora 7, oră potrivită pentru a discuta verde în față cu membrii și simpatizanții ai Partidului Verde din România. Eu sunt Oleg Brega, alături de mine co-moderator Gabriel Ursescu, reprezentantul Partidului în Scandinavia și oaspete pentru început e doamna Georgeta Draghia de pe malurile Dunării. Înțeleg că doamna de mult încearcă să participe în emisiunea noastră, dar acum, pentru că s-a decis să și candideze, a apărut și alături de președintele partidului Florin Călinescu, a prins la curaj și vine să ne răspundă provocărilor și întrebărilor. Pentru început, doamnă, vă rugăm să vă prezentați cu ce vă ocupați în viața civilă, ca să zic așa, de când ați aderat la Partidul Verde. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Georgeta Drăghia de la Mehedin, Zdrobeta, Turnu Severin, economist de profesie și nu sunt de multă vreme în Partidul Verde, sunt decât de 2 săptămâni, dar sunt cu drag alături de colegii mei pentru că mă regăsesc în acest partid. Eu mă chinui să fac lucruri bune de multă vreme. Am mai făcut un pic de politică la nivel așa mai de jos, doar cu muncă, fără funcții și fără nimic altceva, pentru că funcțiile s-au ocupat de cu totul alte persoane. Și pot să spun că sunt un pic frustrată din cauza acestei neputințe, pentru că nu înțeleg de ce oamenii aleg de așa natură, nu înțeleg de ce nu pedepsesc pe cei care greșesc. Și pe mine lucrul ăsta mă doare. Îmi doresc din suflet ca în verzi să regăsesc oameni adevărați, așa cum cred eu că e poporul român. Și intenționați să candidați în localitatea unde domiciliați, da? Nu, eu domiciliez în Turnul Severin, am candidat și în 2016 la Turnul Severin ca independent, dar ca independent șansele sunt zero, pentru că oamenii sunt doritori de partide, nu de oameni, nu știu cum să vă explic ca să înțelegeți, și n-am avut decât 500 de voturi. Depinde de localitate. Cu 500 de voturi poți să ajungi primar. Nu, că era Dovedea Turnul Severin și are 100.000 de locuitori. Și depinde și de participare la vot, că dacă participă numai 10.000, cu 5.000 da, ajungi primar. Da, a câștigat cu 13.000 de voturi. Poftim, deci nu a fost foarte departe. Da. Cu 500 de locuri, la având în vedere că se prefigurează absenteism, cu 500 de locuri de voturi. De voturi. Poate avem noroc să băgăm mai mulți primari. Dar acum intenționați să candidați într-o localitate mai mică sau la Consiliul Localitatea Județean? Unde m-am născut. Da. Este o localitate de 3.000 de locuitori și de care eu am fost mândră când eram elev acolo, când eram adolescent, când eram și copil. Și care acum a ajuns vai și amar. Am fost joi pe acolo prin piață și concetățenii mei își expun produsele pe uliță, cum se zice la mine la țară, în praf și în tot ce vreți, pentru că primarul le-a făcut o piață care a băgat în ea nu știu câte sute de mii de euro, dar care e nefuncțională. Au băgat vreo 2 miliarde în alimentarea cu apă și canal, proiect european, care e nefuncțional, oamenii sunt fără apă, le-a secat și fântânile. Probabil miliarde de lei vechi, pentru că ar fi un buget enorm, miliarde de roni pentru o localitate de 3.000. De lei vechi, proiectul european este pe 2 milioane de euro, am înțeles. Nu știu exact, pentru că eu le-am cerut conform legii 544 să-mi ofere informații și nu-mi dau informații. Apropo de chestia asta, că și eu m-am lovit de disfuncționalități în ceea ce privește răspunsul unor autorități când este vorba de legea 544. Deci n-ați primit deloc răspuns sau l-ați primit cu anumite explicații care n-au nicio legătură cu subiectul? Le-am făcut o cerere scrisă ca să-mi ofere detalii despre proiecte și despre devizele, adică câți bani s-au cheltuit, câți bani au fost alocați și au trecut 3 luni aproape și n-am primit niciun răspuns. Iar conform legii m-am informat, trebuie să-i dau în judecată ca să pot să obțin. Deci dacă ei nu vor, legea îi obligă, nu știu cum să vă spun, legile în România sunt cam așa. Legea îi obligă să-mi dea informația, dar dacă nu vor, eu trebuie să-i dau în judecată să o pot obține.
Legea îi obligă să afișeze astfel de informații de interes public despre bugete Despre asta publice, nici dar mai ei vorbim. nu publică nici salariile, lista salariilor și angajaților primăriei, tot așa cum îi obligă legea, nici la vizier, nici pe site-ul primăriei și asta e cam peste tot. Sper că dumneavoastră, dacă ajungeți, o să faceți alt fel de administrație, mai transparentă. Eu cu totul, nu pot să vă explic acum programul meu, dar eu mi-am făcut un program, l-am amânat oamenilor. Primul lucru pe care vreau să-l fac este proiectul cadastral, Salcea este dezastru. Oamenii lucrează fără autorizații în construcții, își fac case ca primarul să-i aibă la mână. Deci la momentul ăsta poate să amendeze 50% din localitate că nu au autorizație de construcție. Foarte bine. Asta este o chestie bună care sper să o preie toți candidații pe funcții de consilier sau primari și nu numai, fiindcă este o problemă foarte, foarte gravă cu, cu cadastru. Și mai este o chestie, observ că în partea asta de Banat, poate Bucovina, având în vedere că au fost într-o influență austro-ungară, occidentală. Exact, să zicem așa, lucrurile stau un pic mai bine, dar pe partea cealaltă, parte de Moldova, parte de sud și așa mai departe, am auzit niște povești efectiv halucinante. Efectiv nu se știe, doar localnicii și vecinii știu că cei vechi, că au fost date pământurile din tată în fiu, să zic așa, și în rest poate să vină oricine să le ia terenurile, fiindcă nu au nici măcar un document. Este o chestie așa bună tot inițiat, da. Tocmai acum, zilele ăștia, la Severin au prins șeful de la cadastru și șeful de la juridic, de la prefectură, că au luat mite 30.000 de euro să retrocedeze un teren la o persoană. Da, din nu iese foc fără fum. Apropo, și chestia asta că oricum se merge pe digitalizare, cred că ați putea merge un pic la un nivel mai sus și să solicitați o digitalizare, să zic așa, să meargă pe digitalizare și chestiunile legate de diferite avize de construcții, cerere, carte funciară, de informare și așa mai departe. Fiindcă, asta dacă sunt nu... în proiectul meu, dacă voi reuși să ajung să dețin o funcție. La momentul ăsta... Exact. Atunci înseamnă că numai trebuie să vă faceți cunoscut proiectul în localitate, din casă în casă și să-i dați bătaie. Păi și o să aveți ocazia chiar foarte curând să comunicați cu alegătorii, pentru că veți avea obligație să colectați semnături pentru a putea candida. Da. Nu sunt foarte multe, dar aveți ocazie să vorbiți cu oamenii, un fel de pre-campanie electorală. Asta fac deja de vreo 3 săptămâni, asta fac. La foarte mulți le este frică. Deci majoritatea îmi spun, noi votăm cu tine, dar te rog să nu te afișezi cu noi, să nu spui. Sau îmi trimit mesaje, îmi trimit poze și îmi spun, să nu spui că sunt de la mine, să nu spui că sunt de la mine. Bun, dar semnătura e necesară cu date de buletin? Cu date personale, măcar câțiva, nu știu câte sute vă trebuie acolo semnături, o să găsiți mai curajoși, dar după aia în cabina de vot, că acolo e secret, să voteze cum îi duce conștiința. La semnătură nu-i problemă, că sunt doar eu cu ei și pot să-mi dea semnătura, nu se pune problema. Problema e la susținere, la ca să meargă cu mine, să se afișeze, nu au curaj. Am înțeles. Păi poate găsiți până la urmă niște curajoși, fiindcă dar problema noastră nu este singulară, cam așa ne luptăm în fiecare județ și poate chiar fiecare localitate, fiindcă vorba aia ca și în poveste, dacă nu ar fi, nu s-ar povesti. Ce vreau eu să spun este că ducem o lipsă totală de curaj civic. Și doar avem niște puseuri civice. În rest nu știm să ținem un proiect până la capăt. Și de asta ne-am pierdut suntem coloana, nu mai avem coloană. Păi, am vorbit cu celor din comunitate și despre acest lucru de educație civică, de educație juridică, dau un exemplu, sau chiar economică, care este foarte, foarte necesar, mai ales că dumneavoastră sunteți economist. O să vă trimit programul meu și să-mi spuneți dacă puteți să mai adăugați ceva la el.
O să vi-l trimit pe mesaj și să-l studiați și să-mi spuneți, uite, aici ai mai putea să mai pui ceva, uite, aici ai mai putea să mai pui ceva. Da, și vă Eu zic că problema actuală a României este lipsa de lideri. Nu avem lideri. Oamenii ar fi doritori, oamenii ar fi ok, dar nu avem lideri. Nu știu, liderii se vând, se schimbă, se învârt deci, așa după... criză de lideri. Da. Și aici unde vreau eu să ajung, nu ne referim doar la bărbați, ci și la femei și vă felicit pentru curajul care îl aveți. Noi am vorbit, mi se pare, vineri pe anumite chestii și m-a avut o surpriză plăcută prin discuția care am avut și sunteți o doamnă curajoasă, mai curajoasă decât mulți bărbați. Țineți tot pentru așa. Că îmi doresc, am copii care n-au vrut să părăsească România. Poate și eu, nu știu, în vinovăția mea aș fi renunțat dacă copiii mei ar fi dorit să părăsească România, dar nu-și doresc. Au încercat și s-au reîntors, sunt în România și mai am și o nepoțică de 4 ani care mi-aș dori măcar ea să apuce să trăiască într-o lume normală. Nu vreau nimic altceva, le-am spus la toți. Mi se pare penală problema asta care o au românii, dezvinarea asta. Se bat pesediștii cu peneliștii. Nu mi se pare ok. Hai să ne batem în proiecte, hai să ne batem cu totul altceva, dar nu în jigniri. Deci ce văd pe Facebook ăsta mă apucă, nu știu cum să spun, m-aș duce așa pe Marte. Să bat peneliștii cu... Dar politicienii nu se bat pentru ei, nu înțeleg de ce se ceartă oamenii. De fiecare dată le spun, nu vă mai certați, nu vă mai jigniți, fraților. Păi se pare că nu numai nevoie de lideri avem și lidere femei, dar și de cetățeni care să înțeleagă cum funcționează democrația, adică și de persoane care să susțină, să participe, să eventual să fie gata să ia locul liderilor. Ca să le explicăm că nu le explică nimeni de ce trebuie să se certe între ei. Se ceartă pentru principii, iată, ies unii seara în stradă și refuză să poarte masca, consideră că asta e o formă de sclavie. Ce părere aveți despre astfel de cetățeni? Tot la fel, sunt niște persoane care sunt ușor de manipulat din cauza lipsei de informație, vă spun. Nu există informație și mai ales nu există, eu n-am nimic nici cu cine poartă mască, nici cu cine nu poartă. Am o problemă cu acest guvern care nu e credibil, Dumnezeule, cum să-i creadă oamenii dacă ei nu sunt credibili? Rareș Bogdan face nu știu ce face, Orban face nu știu ce face. Dar acest guvern este de 30 de ani la putere. Asta spun și eu. De asta spun, dacă ei nu sunt credibili, cum să respecte oamenii niște reguli pe care ei nu le respectă? Am putea spune celor care sunt doresc să schimbe ceva, să le spunem, domnule, ieșiți din paradigma asta PNL, PSD, PNP, UDMR și alte cele, vorba aia, și haideți să votăm pentru ceva, adică pentru o chestie nouă, inedită, pozitivă. Avem un lider, avem Florin Călinescu. Multă lume nu știe treaba asta și cred că ați prinde mult mai multă simpatie să punctați pe această chestiune. Există Partidul Verde, este un partid care este membru de plin al Verzilor Europeni, iar președinte este nu numai că este un actor și o figură cunoscută, chiar este și un manager bun, este chiar un lider, dacă vreți. Și chiar dacă stă el un pic mai în umbră din diferite motive, ca să ieșim noi în față, puteți să le spuneți concetățenilor treaba asta. Să voteze pentru ceva, nu contra ceva. Fiindcă noi de la fiecare tur de alegeri am votat contra ceva. Să fie da, rolul cel mai mic. Și pe pagina mea și la conferința de presă exact același lucru ne-am spus. Schimbă paradigma, alege verde. Că m-am săturat când vine PNL-ul că PSD-ul n-a făcut nimic, când vine PSD-ul că ei alți n-au făcut nimic. Exact asta ne-am spus și la conferința de presă. Bravo, bravo. Spuneți-ne care sunt primele 2-3 probleme din localitatea noastră și cum le-ați putea rezolva? Primul, v-am spus, punct din capitolul de program este cadastru. Al doilea este gunoiul. Gunoiul menajer este dezastru. Nu poți să ceri unui om să păstreze curățenia când tu nu ai unde să îl trimiți să depună. Deci la Salcea este dezastru. Pasc animalele prin gunoaie de nivel, nu știu cum să vă spun.
Apropo, dacă sunt gunoaie, înseamnă că trebuie să fie și probleme cu apa sau nu neapărat acum. Ba nu, este cu canalizarea. Tocmai recent a fost televiziunea acolo că a plouat și canalizarea a răbufnit exact în creșa comunei, la creșă, la creșa de copii. Am urmărit cazul colegilor de la Moldovița, au avut un caz asemănător și cei care conduceau, care conduc de fapt localitatea Moldovița, de frica jurnaliștilor și camerelor de luat vederi, efectiv au făcut, au malaxat gunoiul cu pietrele din râu unde se arunca gunoiul, ca să-și ascundă incapacitatea de a gestiona localitatea. Pe cale de consecință, apa din care beau elevii de la școală s-a dovedit a avea probleme și nu este singura localitate. Cred că ar fi bine să faceți o analiză de apă, așa, să sondați la anumiți localnici, la grădiniță, eu știu cum aveți acolo. La mine nu e problema de analiză de apă la Salcia, că este, cred că este ok apa, că este din puț, dar nu este, nu există. Au făcut puțuri de așa natură, decât într-o parte de comună. Comuna este foarte mare, are o suprafață destul, este singură, nu are sate, nu are nimic și sunt 3000 de locuitori, iar aceste două puțuri nu fac față. Și făcând puțurile, au secat punza freatică și au secat fântânile din sat. Nu mai au nici fântânile apă. Și bănuiesc că în loc să aibă grijă de apă, își spală mașinile cu apa care vine din puț. Da. Sau udă grădinile. Da, exact. Cred că aveți foarte multe lucruri de făcut acolo, dar sunteți o femeie curajoasă, trebuie să fiți sprijinită. Asta îmi doresc și eu, asta le spun la oameni, mai ales din prisma faptului că persoana cu care mă bat acolo este de 20 de ani primar. De 20 de ani, le-am spus în fiecare an o uliță, dacă vă făcea, o uliță în fiecare an, nu ia cerul luna de pe cer. Eu da. Sper să înțeleagă, nu știu ce să spun. Da. De obicei, în această perioadă se asfaltează străzile, de multe ori, bineînțeles, că pe ploaie, se da. Fac canalizări, se văruiesc școli și așa mai departe. Cum este la dumneavoastră? Același lucru e și la mine acum, de când au văzut și se simt că eu sunt în pericol, au început să asfalteze, dar au făcut un asfalt fără rigole, fără nimic. Deci apa, probabil, dacă... Da, chestia asta ați putea o contesta și mă trebuie mers am pe... Am contestat, dar nu mă bagă nimeni în seama, am hârtiile, am tot, la instituția prefectului, am vorbit cu ministrul mediului, am făcut de toate, dar nu mă bagă nimeni în seama, pentru că am fost singură, un simplu cetățean. Păi eu cred că este momentul să face și un grup critic acolo, dar cum a spus, sunt fricoși, trebuie să o spunem drept până la urmă, asta da. Este... Și cred că trebuie să aveți un pic de inventivitate, să îi atrageți un pic într-un grup, să zic așa, mai închis, mai incognito și să mergeți la bătălie. Cred că puteți face acest lucru. Și încetul cu încetul, după alegeri, mai ales dacă veți avea destule voturi să ajungeți primar, cred că atunci lucrurile se schimbă. Sau măcar în Consiliu, dacă intrați, faceți exact, o opoziție activă ca să puteți conta măcar după 24 de ani să-l detronați pe actualul. Eu dau tot ce pot. Sper să conving cât mai mulți că este timpul schimbării. Sper să... Acum, știți ce negociază primarul actual? Negociază cu USR-ul și cu cine mai e pe acolo, candidații care sunt în față, ca să-l mai lase să mai prindă un mandat ca să iese și el la pensie. Da. Deci asta îl interesează pe el. Ce am nimerit fără să știu, exact același chestie este și cu primarul din Moldovița, unde sunt mari probleme cu tăierile de păduri. Efectiv, ticăloșia merge până acolo și fiți atenți, am urmărit cazul. De curând s-au asfaltat din banii Consiliului Județean, dacă nu mă înșel, drumul național. Este o altă categorie de drum. Și primarul de localitate din Moldovița se lăuda că asfaltarea este făcută din banii accesați de primăria locală. Așa face și al meu. La fel exact. Face și la Salcia.
Extraordinar. Și mi-a transmis prin concetățeni: ce mai vrei, că uite, ți-am asfaltat, că a început asfaltarea cu ulița mea. Ce mai vrei, ce mai trebuie, ești tot nemulțumită, uite, ți-am asfaltat și strada, ce mai vrei? De parcă ar fi făcut asfaltarea din banii proprii. Da. Pentru că parcă... e foarte multă lume care nu are acces la informație și e foarte multă lume ușor de manipulat. Cel mai mult sunt asistații sociali. La Salcia sunt destul de mulți. Apropo, chestia asta cu asistații sociali, părerea mea că trebuie să te termine, dar excluzind cei care au anumite probleme reale, sociale, și ceilalți, apropo că este mult de lucru la Salcia, i-ați putea atrage în diferite proiecte concrete, mai ales pe partea de infrastructură, și uite așa se reduce șomajul, vin banii la primărie, oamenii încep să cumpere produse, să-și renoveze acasă și numărul total de asistați, dar care pot lucreze, poate fi diminuat. Și lucrul ăsta este un punct, cred că, bun în program. Este prins la mine în program, pentru că Salcea este o comună cu potențial, este de la 2 km de Dunăre. E la mine în program, este și o pescărie, este și un restaurant cu is pescăresc, este și sportiv, este și un camping, este că este pădure. Am foarte multe în program. Acum nu știu dacă și lumea e dispusă să înțeleagă ce vreau eu. Pentru că 20 de ani de stat așa, li se pare normalitate, nu știu cum să vă spun. Care este ponderea tineretului acolo? Pe tineret mă axez. Adică pe ceilalți nici nu-i bag în seamă. 300 de persoane sunt care nici nu mă complic să-mi consum energia, pentru că nu le pot schimba mentalități. Sunt foarte mulți tineri care n-au ce să facă și plecați afară. Eu la ei mă adresez. Bravo, ca să pot să-i aduc înapoi. Va trebui să-i convingeți să vină acasă pe 27 septembrie să participe la vot. Asta dacă nu vin mai devreme, să vă ajute în campanie, măcar să participe la vot, că altfel diaspora nu va putea vota la distanță. Nu s-a aprobat nici vot electronic, nici colectare de semnături la distanță. Deci vor trebui să vină acasă, să-și mai facă o vacanță la sfârșit de septembrie. Asta le-am transmis, să vină acasă pe 27 să voteze. Ei sunt speranța, eu le-am spus. Cei care votează acum PSD și PNL mai trăiesc 10 ani, dar voi care aveți 20-30 de ani, ce faceți? Colegul nostru Eugen Trif, care e acum în Germania la lucru, vă liniștește. Doamne, stați liniștită, ăștia se ceartă de ochii lumii, se referă la celelalte Știm. Partide. Dar dacă mâine am ajunge noi la guvernare, aceste două partide considerate istorice vor face coaliție în secunda 2 împotriva noastră. Oare? Sunt convinsă. Deci sunt convinsă 100%, n-am nicio îndoială, să știți. Îi cunosc din interior. Îi cunosc din interior. Nu știu dacă îmi permiteți să spun. Eu am muncit foarte tare. Sunt fondatorul Partidului Mișcarea Populară pe Mehedinți în 2013. De la mine a plecat Mehedințiu. Am muncit de mi-au sărit capacele. Și pe munca mea, pentru că n-am fost de acord, a zis că nu știu să respect regulile. Pe munca mea a venit Udrea, a venit, cum îl cheamă, 50, 30, cum îl cheamă, că nu mai știu. Înțelegeți? S-au folosit de noi, pentru că oamenii au fost doritori. Au zis că e un proiect nou, am intrat noi care n-am mai făcut politică niciodată și s-au folosit de munca noastră și după ce și-au pus bazele cu organizații și cu toate alea, ne-au dat pe noi la o parte că nu respectă în reguli și și-au adus oamenilor corupții. Aveți... De asta nici nu mai trece de 5%, acolo moare. Aveți în plan mecanisme, idei cum să filtrați eventualii doritori de a vă susține când o să ajungeți primară în localitate, ca să nu pățiți la fel ca PMP-ul și ca alte partide, să fie pline de oportuniști care după aceea compromit și imaginea partidului prin fapte ilegale? Singurul lucru pe care l-am eu în cap este, am scris și în programul meu, ca cetățenii să participe voluntar cu idei, cu proiecte și să se implice, efectiv să se implice, să vadă cum se muncește și să-și aprecieze munca. Mi se pare că e singura soluție. Totuși poți cere voluntariat celor care o duc bine, cum de exemplu
sunt suediezii, Gabi poate confirma, și ei își permit să facă munci voluntare în tot felul de ONG-uri sau chiar pe lângă autoritățile locale, dar să le ceri voluntariat celor care o duc de azi pe mâine jumătate din populația României sub nivelul sărăciei, mi se pare o speranță nejustificată. Este vina lor că sunt așa, eu sunt foarte nervoasă pe chestia asta. Vina aici săracilor că sunt săraci? Nu cred. Păi de ce aici votează PSD? Ok, eu da, bun, acum opinii. Vor vota PNL. Eu sunt de altă opinie aici. Eu sunt de altă opinie. Eu merg în fiecare an în țară și sper să ajung și anul ăsta în funcție de chestiunea aceasta cu pandemia. Și de obicei merg prin mai multe județe, mai multe regiuni istorice și credeți-mă, iau și contact cu persoane, mă duc să cumpăr o pâine sau să beau o cafea și așa mai departe. Și am văzut niște, am observat niște chestii foarte interesante. Cei care sunt mai săraci sunt cei care au gură mai mare că nu se face nimic. Dar acei sunt mulți săraci care sunt și niște leneși, niște putori. Da, s-a promovat neunica. Dar au bani să-și cumpere cafea, au bani să-și cumpere o bere, au bani să-și cumpere o vodcă. Și mulți din aceștia, mulți au și copii. Și atunci nu mai puteți să spunem că, domnule, suntem săraci și punctul. Nu. Asta nu te exonerează de la faptul că, bun, e sărac. Asta nu înseamnă că nu poți să dai cu mătura în curte, nu poți să dai cu grebla în fața casei tale, să găsești un pumn de var și să dai pomii cu var. Deci cred că, până la urmă, nu este vorba doar de bani. Fiindcă, despre asta vorbeam și eu. Exact. Da. Au promovat nemunca, nu mai face nimeni nimic. Eu când eram elev, în fiecare vacanță, mergeam și dam cu sapa ca să facem un ban. Eram obligată de la școală să fac practică, ba agricolă, ba din cealaltă, industrială. Acum am aici, ca să nu vă spun, am aici peste drum vecinii care sunt în Germania și au doi copii de 20 de ani. Nu-i școală, nici muncă și le trimit bani din Germania. Asta e mentalitatea românului. Acolo nu se întâmplă așa unde sunteți dumneavoastră. Gabi, n-ai microfonul, pornește microfonul. Trebuie să facem loc și colegului nostru, Alexandru Silaghi. L-am adăugat în acest grup. El ar fi trebuit să primească apelul. Trebuie să apese butonul join sau pe verde în față. Participă, exact. Da. Exact. Unde vreau să ajung? Să nu aveți impresia că suedezi, bine, putem discuta nivelul Suediei din punct de vedere economic, cultural și așa mai departe, până mâine dimineață, nicio problemă. Dar am văzut oameni care au bani făcând voluntariat alături de oameni săraci, că oameni normali. Sau asta am văzut și eu în Italia. La noi nu se va întâmpla niciodată. Directorul de hotel unde am lucrat eu și-a adus fica și a mers cu noi pe plajă să strângem gunoaiele. În România n-am văzut nicăieri. În România vine cu Mercedes, vine cu BMW, vine cu totul altceva. Da. Cred că avem mult de lucru la partea aceasta de educație și trebuie cumva să atragem pe toți cetățenii oricărei localități în astfel de activități, fiindcă din experiența mea proprie ca și activist civic încă, așa, contactul cu realitatea este altul și munca de pe teren, a merge, a sta în stradă, poate zile la rând pentru o anumită cauză, contează foarte, foarte mult. Efectiv, se transformă relațiile dintre oameni, așa, rămânem toți cu niște idei preconcepute. Dar dacă mergem toți pe teren pentru cauze comună, începem deja să relaționăm în alt și foarte multă ură este în România, foarte multă ură, nu știu de ce, foarte multă ură. Da. Haideți să încercăm să le introducem pe colegul nostru Silaghi. Eu l-am adăugat în acest grup, ar fi trebuit să primească apel, dar deocamdată nu reușește. El unde candidează? La Lugoj. Lugojul este un oraș frumos, unul dintre cele mai importante din zona Banatului și sunt multe de făcut și acolo. Sper să intre Alexandru să putem discuta.
Eu am fost în Lugoș, cred că acum vreo 20 de ani, dacă nu mă înșel, și mă uitam la multe clădiri vechi și frumoase, dar care erau în paragină. Să vedem ce spune Alex. A avut o perioadă de înflorire Rugojul. Nu știu acum, eu n-am mai fost de câțiva ani. De vreo 5 ani, da. Cred. Alexandru Silaghi, intră pe, uite-te, derulează mai în sus și o să găsești un buton cu join. Sau verde în față. Și acolo trebuie să apeși. Nu pe verde în față, suntem în alt chat de grup. Aha, ok. Bun. Atunci spune tu, Oleg, dacă tu ești la butoane. Eu i-am scris, l-am adăugat în grup, dacă nu găsește, na, dincolo nu găsea doamna, dincoace nu găsește, el cred că sunt incompatibil. Eu probabil în verde în față nu sunt, din cauza asta nu găseam. V-am adăugat încă de săptămâna trecută, când mi-ați scris prima dată în grupul de comunicare al partidului, v-am adăugat, ați fost apelată și n-ați răspuns. Nu știu de ce nu vă apare. O fi și problemele Facebook-ului, ne mai filtrează și el. Nu, da. Nu-i pregătit el pentru conferințe de partid, dar trebuie să găsim o platformă care, mai... Exact, până intră Alex, cei care nu urmăresc, spuneți-ne, scrieți acolo ce idei bune ați avea pentru o localitate ca și Salcia din județul Caraș-Severin. Și ce mesaj ați avea pentru nu, o este doamnă în, este în județul Mehedinți. Mehedinți, pardon. Pardon, dau mielul. Bun, deci județul Mehedinți, localitatea Salcia. Să scrieți acolo să încurajăm această doamnă, fiindcă are nevoie. Există un nou grup de pe localitate, grup de Facebook cu pentă civică sau ceva de genul ăsta? Sau... se vorbește tot felul de cancanuri, că se mai întâmplă și chestii de genul ăsta. N-am înțeles întrebarea. Grup pe Facebook. Un grup sau o pagină axată pe problemele cetățeanului, pe chestiuni civice. Am făcut o pagină Proiecte Locale Salcia. Este Bravo. În lucru. O să trec și din programul meu pe ea. Am făcut și Partidul Verde Salcia tot la fel. Bravo. Unde Bravo. Îi informez ce și cum. Dar cel mai mult o să merg pe teren, pentru că oamenii cam asta vor, adică le place să-ți pună în față, le place să vorbească, să fie ascultați, chiar dacă la mulți le e frică. Eu propun să îi mulțumim doamnei pentru participare și să facem emisiunea asta din două secții. Acum să încercăm să sunăm dincolo unde este colegul nostru Silaghi. Și dacă o să intre și doamna, o să fie participare în patru, dacă nu, măcar și cu el să vorbim, că stă și ne așteaptă omul și nici de cum nu vede grupul ăsta. Rămâneți aici, rămâneți conectați, fiindcă poate... Da, transmisiunea nu o întrerupem, doar oprim acest chat și eu sunt dincolo. Am oprit acest chat și sunt dincolo pe verde în față. Ca să-l abordăm și pe Alexandru Silaghi. Să vedem dacă intră măcar de data asta. S-aud apeluri. A reușit Alexandru. Noroc, te rog telefonul pe orizontală sau dacă vrei rămâi așa pe verticală, dai câmpuri negre în jur. Și să pornești microfonul, sper că ai. Am microfon, am. A, e în regulă. Probă. Nici o probă, suntem deja în direct. N-ați putut să intrați acolo cu doamna din Mehedinți. Acum, dar o să facem o sesiune separată în doi. S-ar putea să adere cu și colegul meu, Gabriel Ursescu. Deocamdată, pentru că sunteți prima dată în emisiunea noastră, vă rog să vă prezentați cu ce vă ocupați în viață. De când ați aderat la Partidul Verde, unde vreți să candidați? Mă numesc Silaghi Alexandru și lucrez în multinațională, în Lugoj. Mm. Sunt afiliată la Partidul Verde din 2 februarie 2020 și candidez la primăria municipiului Lugoj. Vorbiți-ne despre organizația de partid din localitatea noastră. Cine vă ajută în inițiativa asta? Păi... adică în inițiativa noastră ne ajută cei de la Timișoara cu informații și sfaturi pentru... Colegi, dar organizația
Da, organizația dumneavoastră locală? Nu sunteți Păi, singuri, avem doar nu sunteți singuri, nu? nu, avem organizație locală, avem tot ce trebuie și atunci avem oamenii care sunt în organizație și ne ajută pe diverse departamente. Ok. Fiecare cu ce se pricepe, în ce domeniu. Fain. Ne spuneți ce fel de oameni aveți, colegi? Că probabil o să faceți și o listă pentru Consiliul Local Lugoj, nu? Și poate că ar fi bine Da. Să știe oamenii cine vrea să ajungă în Consiliul Local cu standardul, cu drapelul Partidului Verde, alături de Alexandru Silaghi. Păi avem oameni care doresc să facă o schimbare în oraș, care au idei și vor să implementeze. Și atunci eu le ofer o șansă ca oamenii să poată să spună ideile ce doresc ca să facă în acest Lugoj, în Lugojul nostru. M-ar veni un oraș minunat. Fain. Care Și sunt avem... problemele? Care sunt problemele în oraș și ce soluții aveți pentru ele? Păi acum probleme sunt, că Păi o să lucrări... începeți cu una, cu cea mai importantă probabil, nu? Dacă ajungeți primar. Păi acum ai, a fost problema cu inundațiilor. A avut acum 3 săptămâni, o lună, a fost a crescut nivelul apei încât a ieșit și din matca Timișului și a inundat orașul. Și asta e o mare problemă, care s-a blocat și circulația la două poduri, a ajuns la 20-50 de centimetri de sub pod și atunci s-au blocat podurile. Și asta încurca și circulația și asta e o mare problemă și pentru municipiu. Și pentru asta am găsit soluții ca să plantăm pomi. Am făcut și săptămâna trecută un videoclip pe acest subiect, ca să plantăm pomi, păduri, ca să absorbă apa care este deviată de problemele astea, de calamități. Ok, asta ar fi preocuparea primăriei sau trebuie să se ocupe de asta guvernul, ministerul sau Consiliul Județean? Avem un model care l-a făcut și Partidul Verde din Timișoara, au un exemplu făcut cu 50 de hectare și noi luăm model de la ei. Căutăm o locație specifică ca să facem și noi o perdea forestieră în jurul Lugojului. Fain, ca să protejeze și aerul orașului de praful care vine Da, de la țară. Eu sunt o persoană care iubesc natura, fac sport, fac activități în oraș cu biciclete, cu alergare și oamenii să facă mișcare, să se simte mult mai bine. Să-și schimbe da. Comportamentul. Da, uite, a intrat și Gabi cu noi, suntem trei acum. Sper că poate să intre și doamna Georgeta, fiindcă am avut o discuție interesantă care n-am reușit să o terminăm. Tu ai zis de sport și una alta. Spune-ne, te rog, cum arată centrul Lugojului, fiindcă eram curios. Eu fusesem acum vreo 20 de ani pe acolo și ce proiecte de infrastructură ar fi nevoie acolo? Păi cam centrul arată cam jalnic, că de vreo 5-6 ani tot se vorbește de o schimbare, că se fac cercetări, se fac studii de fezabilitate pentru a schimba și nu s-a făcut nimic, ca și pavajul începe tot să fie tot mai rău, tot mai... Cum e cu fațadele la clădiri, fiindcă era când am fost eu, cădeau tencuilele de pe clădiri. Și acum sunt majoritatea au probleme cu construcția. Adică e o problemă între primărie și oameni, că zic că n-au bani și atunci trebuie să găsiți o soluție în care să poți ajuta cu bani sau cu finanțe pentru a le reabilita oamenii care sunt proprietari. Ok. Apropo, câți cetățeni au plecat din Lugoj? Asta n-am făcut, adică o să-mi notez și atunci o să merg să văd la unde este departamentul de urbanistică, unde știu câți oameni au plecat, că și eu am frați care au plecat, am mulți prieteni care au plecat, dar n-am făcut un studiu sau să întreb câte persoane, care e procentajul dintre cei plecați în străinătate. Și tot așa în Lugoj aveți tot felul de fabrici, aveți zona industrială, că eu nu mai știu, era de mult când am mers. Și ce mai de gând acolo? Au fost zone industriale și cam
s-au cam diminuat față de mulți ani, că multe firme au plecat din cauza problemelor financiare și... Da. Cum stai cu șomajul acolo? Ai ai citit? Păi șomajul încă stăm bine, ca și din câte am auzit, nu am făcut o cercetare să văd un raport câte la sute sau... Păi oamenii, adică fabricile cu perioada asta de criză nu s-a dat... Adică au fost oameni în perioade de șomaj tehnic, dar nu șomaj normal din companie. Ca și candidat la primărie, primăria nu înseamnă numai biciclete și flori și pomișori. Chit că sună bine, deci trebuie să ne gândim și la celelalte. Ce ai îi spune unui contracandidat pe tema aceasta? Eu am mulți prieteni care mă susțin din diaspora și atunci ei vor să revină înapoi și atunci trebuie să le oferi soluții ca și locuri de muncă pentru a-i stimula să vină, adică să le oferi condiții bune, adică în domenii care ei se pricep dincolo, în străinitate. Și atunci depinde și de conversa, adică subiectul pe care îl abordezi. Că așa sunt mai multe subiecte și încercezi ca și contracandidat. Cum poți să abordezi, că e vorba să ai soluții la orice problemă sau orice în domeniu. Adică fiecare acum ne facem și noi, că suntem la început de campanie, atunci știi care sunt problemele, ce să ceri sau care să te informezi despre unele informații care reprezintă orașul. Sau... Este Lugăjul înfrățit cu alte localități din vest? Credeți că ați putea beneficia de experiența lor? Păi sunt multe colaborări cu alte orașe și au făcut acțiuni, se fac experiențe între orașe. Am văzut că erau multe evenimente și din... Da, știi de ce spun? Că de obicei aceste înfrătiri înseamnă ciorbă, țuică, pălincă și din astea. Tu ce ai de gând să faci în afară de treaba asta și poate o horă culturală la aceste înfrățiri? Cum ai aborda problema? Păi prima dată să experimentez, adică să fac experiență de tradiții din fiecare zonă, adică să vezi care e cultura lor, care să-ți arăți cultura lor, portul popular și ce este autentic al zonei. Eu mă refer pe parte, dau un exemplu, cum arată dau un exemplu, da? O localitate mică din Belgia, dau un exemplu, înfrățire. Mergi acolo în vizită și vezi, mă, uite, ăștia au piste de biciclete, ăștia au rampe pentru oameni cu dizabilități, uite cum arată un parc de copii. Ai putea întreba, dau un exemplu, domnule, cum ați făcut asta? Care sunt, ce buget ați avut? Cum ați făcut proiectul? Putem colabora pe treaba asta? Că tocmai asta am încercat să spun. De obicei, înfrățirile la noi înseamnă cântec, joc și voie bună. Și uităm ceea ce de fapt este esențialul. Întâi civilizația elementară, stație de epurare, rampă de evacuare, stocare, prelucrarea deșeurilor, acces la apă potabilă, spații verzi. Totuși eu n-aș neglija importanța modului sănătos de viață pe care îl propagă Alexandru, colegul nostru, pedalatul. Acum tendința în lume e ca pedalatul să devină un mod de viață, nu un hobby și nu un sport. Toată lumea e sfătuită să meargă pe bicicletă ca să nu polueze, ca să-și antreneze organismul și să facă mișcare și să se mențină sănătos, să nu ajungă pe mâna medicilor. Deci dacă am avea un primar pe bicicletă în localitatea aceea ar fi minunat și am putea să ne mândrim cu asta, că probabil e și onest că nu adună averi să-și cumpere ultimul model de BMW sau Merțan. Dar nu, că eu promovez, am făcut evenimente, se numește și Lugoșul Pedalează, în care am stimulat oamenii, adică populația, ca să iasă la plimbare o dată pe lună, îi stimulam să vină la plimbare o tură în centru, adică o plimbare, aveam un traseu escortat de poliție și oamenii și copiii veneau frumos, se întâlneau și erau bucuroși că pot să facă o mișcare împreună. Și atunci ei s-au stimulat, adică stimulez oamenii să facă mișcare, că
după cum se știți, în anii 80, Lugoj a fost denumit orașul bicicletelor. Bravo, bravo. Dar și mi se pare că și orașul florilor. Cum stați cu cantitatea de beton? Păi beton este. Și, de și, cam și flori de beton. Și da, dar și flori de beton și Bacovia să vină. Acum fiecare de zi, eu sunt de meserie tehnician horticol și mă ocup cu, adică știu, de-aia iubesc natura, am făcut un concurs de alergare, alerg în natură pentru a stimula copiii să iasă din casă, să facă o mișcare la periferia orașului, unde avem spațiu verde, care trebuie, adică admirat, trebuie să faci și încea, caut alte metode în care se scot pe copii să nu mai stea la televizor sau la laptop sau în casă. Atunci se scot să se bucure de natură, adică orice oraș are un spațiu verde la periferie și atunci vreau să îi scot, adică să se admire, să se bucure de ce au ei în lângă locuința lor. Am făcut uite, evenimente și în Timișoara. Exact. Am făcut și evenimente și de biciclete în Timișoara, în Pădurea Verde. Ia să fac colaborări și mai multe orașe. Apropo de cultură, că vorbeam înainte, cred că ar fi o chestie interesantă să combine mersul pe bicicletă, dăm un exemplu, o acțiune ceva gen donează o carte și vine-o cu bicicleta sau ceva de genul ăsta, ca să fie revitalizat centrul Lugojului. Și aici poți să implici atât personal didactic, diferiți oameni cu intelect și cunoscuți din zonă, cetățeni simpli. Și uite așa începe un hub, un club de discuții pe probleme cetățenești. Cred că ar fi o idee bună treaba asta. Crezi că ai putea să o faci? Da, azi am fost la Sibiu și am văzut acolo un model de donație de carte. Adică era un fel de dulap care era deschis și avea plin, era pe nivele și aveau cărți. Erau acolo, scriau că dacă donezi cărți, mai vii oamenii donează cărți și după alții cumpără și atunci stimulează oamenii să și citească și ce nu au acasă să vină să le pună la vânzare, adică să admire alții. Cred că e un fel de schimb de cărți, te duci, lași o carte și iei alta, e un fel de bibliotecă fără bibliotecari. Am văzut și la mine în Republica Moldova așa ceva, cred că e de undeva importată tradiția asta și foarte bună. Probabil, dar ideea e bună, adică să faci schimb de cărți, de-aia zic că să arăți la oamenilor că să promovezi cititul. Da, exact. Eu am văzut aici în Suede o chestie tare faină, era o cabină veche, de cred că de 100 de ani, foarte frumos renovată. Efectiv era, toată lumea venea acolo și își făcea poze și înăuntru era și acel telefon vechi, dar lângă erau puse niște polițe unde lumea pe de-o parte lăsa cărți și cei care deci făceau schimb acolo și făceau și poze într-un centru tare cuchet, curat și era vânzoleală acolo cu copii mici, cu biciclete și așa mai departe. Cred că e o idee bună să revitalizăm. Poate găsiți un fierar să facă poate o băncuță, o măsuță, nu știu. Păi mai este și aici un centru de carte care avem odată la o lună, avem o întâlnire cu iubitori de carte și avem o carte a săptămânii și citim și atunci povestim despre carte. Sunt acum mai multe variante care au venit din Timișoara ca și idee. Adică încet începem să adunăm oameni ca să adunăm oameni care doresc să citească despre cultură, despre muzică și despre tot ce este frumos din, ca și persoană, adică tot ca și abilități sau ce îi dorește da. Omul, că poți să faci mai multe organizații ca și a implementat cum să citești, să pedalezi sau fiecare îți faci sport în mișcare, adică acum am văzut că sunt persoane sau organizații sportive care încep să facă mișcare în timpul liber, adică în parc să oamenii se cheamă să facă sport dimineața după masa cu mămicile, că mămicile când sunt cu copiii ai ieșit la plimbare, se adună 50 femei cu copii și se fac sport în grup și atunci ai un om care prezintă și e copiat, da, adică exercitează după. Exact, bravo, bravo. Un fel de sport de masă, să nu speriem oamenii cu cuvântul sport, să-i zicem, nu știu, întreținerea sănătății, că e clar da, interesul lor să vrea să... Mișcare. E vorba de mișcare, de-aia zic că și trebuie să dai un exemplu ca să te urmeze oamenii. Atunci eu am făcut anul trecut, am
făcut și bicicleta, am făcut brevete de Rand de Rom, dacă se știe, în care am pedalat 200, 300, 400 și 600 de km, doar așa ca și pentru ambiție, că pot să arăt că sunt posibilă și tot ce îți dorești ca și persoană. Și de aia zic, puterea exemplului arată la mulți că se poate, orice. Numai trebuie să ai ambiție și să-ți dorești să faci ceea ce îți dorești. Da, da, bravo. Și ceilalți concurenții ce fac? Pregătesc să dea cadouri ca în anii trecut și să păcălească electoratul cu o pungă, cu orez sau cu ceva, nu? Sau au și ei păi acum idei. Fiecare după strategia lor, ca și cum, adică fiecare adică ce are în interior aia oferă, adică dacă omul e plin de iubire, arată iubire și dragoste de natură și fiecare dacă e plin de răutate sau de dernicie pe alte parte, fiecare cum, și atunci de aici fiecare îți arată ce are interiorul lui. Că nu pot să fac eu ce face omul care e altfel față de mine. Dernici. Eu înțeleg că viața reală nu este numai flori, floricele, pomișori și așa mai departe. Cum, fiindcă la împărțirea bugetului la Lugoș, te asigur că sunt scăieți și tot felul de bălării. Cum ai de gând să rezolvi această ecuație? Ce te faci dacă îți vine ideea să faci un audit pe primărie și vezi că sunt lucruri care nu sunt tocmai ok? Ce ai avea de gând? Eu oricum trebuie să verifici fiecare situație, adică fiecare proiect care este desfășurat, să vezi în ce situație este și cum poți să aduci pe calea de plutit, adică să fie în ordine ca și acte, ca și orice implementare, că fiecare proiect are un termen, are costuri și să vezi că majoritatea adică investițiile care se fac cu o anumită sumă și până să se termine se mai adaugă la bani pentru acea finalizare. Și atunci să vezi să te ții în raport cu proiectul și cu realitatea. Adică ceea ce este pe proiect să fie și în realitate. Deci tu te referi practic la un standard de costuri. N-am înțeles. Te referi la un standard de costuri, adică per proiect există o anumită sumă care nu prea poate depăși, știind faptul că multe proiecte de infrastructură de la noi sunt umflate și un anumit serviciu sau produs de fapt costă de 5-6 ori mai mult decât realitatea. Da, și atunci dacă ești autohton, adică să faci cu oameni sau firme din localitate care să aibă tarifele normale, adică nu să fie la a doua, a treia mână. Am auzit că sunt persoane, adică eu sunt producătorul și eu n-am contact cu primăria, că sunt alți intermediari care îmi iau marfa mie și o vând de 2-3 ori. Și asta încerc, adică mă străduiesc să lucrez doar cu producătorii, mai ales autohton, ca banii să rămâne doar la cel care produce, ca să aibă bani să facă mai multe oferte sau propuneri pentru primărie. Că dacă tu primești banii din prima, și clar că altfel e și omul mulțumit și lucrează și mai mult. Adică devotamentul lui față de ce face îi dă și de lucru și adică bucuria că face ceva pentru comunitatea lui. Da, da, bun. Mulțumim, pare o prezentare convingătoare. Eu ca biciclist sunt foarte sensibil la oameni care vin cu onestitate și cu entuziasm și cu model de mod sănătos de viață și de aceea vă doresc succes și sper să ajungem să avem un primar biciclist la Lugoș. Mulțumim pentru participare. Exact. Eu te salut și o să ai tu ultimul cuvânt. Gândește-te că vreau să te votez. Ce mi-ai spune în două, trei fraze? De ce te-aș vota? Pentru că sunt un om care iubește natura, am făcut evenimente pentru orașul din bucurie sau din pentru că sunt mândru că sunt lugojean și o să reabilitez, adică o să mă dedic pentru dezvoltarea orașului. Mulțumesc, mulțumesc. Iată, Elena. Elena Ceadăr comentează și zice. Elena Ceadăr comentează și zice că ar fi minunat să înțeleagă toți că este nevoie de schimbare. Sănătate și mult succes!
Numai bine și să nu uităm, exact. Să nu uităm de doamna de la Sălcia. Nu uităm, dar doamna tocmai a aderat la discuția noastră. Tocmai că noi am vrut să zicem la revedere. A reușit până la urmă. Am încercat să văd dacă reușesc să intru. Am căutat. Deci nu sunteți incompatibili cu Alexandru. Puteți să fiți și în același partid și în aceeași emisiune, doar că azi nu știu de ce cineva ni s-a împotrivit și am ieșit pe două segmente. Dacă vreți, puteți să mai facem o mică rundă de discuții. Noi avem proiecte și pentru ăștia micuții. Despre animale, așa. Aveți aziluri de animale în Salcie și în Lugoj? Da. Doamnă dragă, să aveți ultimul cuvânt. Spuneți ceva potențialilor alegători. Păi eu am început să schimbe. Deviza mea e să schimbe paradigma, să aleagă verzii, pentru că verzii sunt cei mai corecți și verdele înseamnă viață. Da. Și verdele dă speranță. Și să nu le mai fie frică, doamni dragii mei, pe doamne nu, că lor nu prea le e frică. O singură moarte avem, nu murim de două ori, n-avem de ce să ne fie frică, trăiți cu demnitate, vă rog din suflet. Ca țara asta să poată să meargă înainte, că altfel ajungem zero ca popor. Alexandru a vrut să zică ceva despre azile de animale. Avem și aici, am făcut, când au fost zilele animalului, am fost la centre, am fost în vizită, am vorbit cu cei care îngrijesc și mi s-au spus ce probleme au în legătură cu finanțele, de unde primesc mâncare și au colaborări cu alte organizații din alte țări și a început așa o mică destăinuire despre situația lor, cu ce probleme au și atunci am fost în vizită că pentru dragoste de animale, că și eu am acasă și pisici și câini și atunci când e ziua animalelor sau când am timp, merg în vizitelele ca să pot să ajut cu o mână ca și voluntariat, că eu mai sunt coordonatorul pe Lugoj pentru Let's Do It România, evenimente de ecologizare și în care am colaborare cu primăriile și cu primăria pentru departamentul de mediu și atunci organizăm o dată pe an evenimente de ecologizare. Atunci să facem ca copiii să fie responsabili de mici, să aprecieze curățenia și să arată un exemplu de ceilalți. Exact. Uite, colega ta de la Salcia Dumnezeu este aici. Ați putea face schimb de experiență, schimb de idei pe treaba asta, fiindcă este o chestie la care și eu ader și am aderat, de fapt, și în trecut. Am fost în vin util cu plăcut în Sibiu și am participat la un eveniment de alergare din zona Sibiului și unde eu iubesc natura și atunci am mers să promovez sau să văd facilitățile locurilor respective ca să implementez și la mine în oraș acele frumuseți care se pot reabilita, adică se pot construi și atunci poți să aduci un plus de valoare orașului tău prin ceea ce are. Și am avut o întâlnire cu domnul președinte Cristian și atunci ca să vorbim despre proiectele care aveți noi, proiectele care le avem noi și ce să putem să implementăm între orașe. Că atunci dacă noi începem să colaborăm, dăm un exemplu pozitiv celorlalți. Bravo! Fain, mulțumesc! Sper că și această emisiune a fost un exemplu de colaborare și de soluționare rapidă, ad hoc, a unor probleme neașteptate. Eu sunt încântat să văd oameni hotărâți, entuziaști, onești, sinceri, curajoși. Sper că vom reuși să convingem și electoratul. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Numai bine, am făcut un consiliu ad hoc. Dacă vrei, poți. Sper să ne mai vedem. Până la alegeri o să ne mai vedem neapărat. Numai bine. Numai bine. Mulțumesc, o seară frumoasă și împreună suntem puternici pentru viitor. Ăsta e sloganul nostru, adică al meu, al organizației Lugoj. Fain. Bravo. Mă rog. Pa. Bravo.